G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din City Skylines. Ce-a făcut, mă? Am zis și eu... că mă bag cu o mașinuță care să mă plimbe prin oraș și degeaba. Na, hai că-l luăm pe ăsta, asta sigur. 5 mătu, delivering goods to neighborhood shop, loads. Ok. Ce mai faceți și mai ziceți cu gagigile, cum stați sau cu gagii, bineînțeles, în funcție de preferiți. Al vostru, dragi, spune de azi că am mai băgat niște moduri, bineînțeles că am mai băgat niște moduri. Bă, se vedea foarte dubios, bine, și în momentul de față am impresia că se vede un pic dubios, dar parcă să zic că e mai bine decât data trecută. Am băgat o chestie care seamănă a texture pack de pe Minecraft, un theme, map theme. Așa, și am mai băgat o chestie care aduce un pic a shader, dar nu este shader, este doar un color correction și se cheamă LUT. L-U-T. Care LUT-ul ăsta se joacă cu contrastul, cu luminozitatea, cu saturația culorilor, cu tot felul de prostioare de genul ăsta. Parcă să zic că se joacă un picuț, datorită contrastului și luminozității, cu cu umbrele. Dar nu sunt convins în totalitate, una la mână și doi la mână, tocmai am observat că nu avem nori. De ce nu avem, bă, nori? De ce e, mă, tot tipul luminat? Dubios. Bun, cred că putem să dăm escape de aici, nu e o problemă foarte mare. Cred că cel mai bine se observă treaba asta cu mathem, cu textura la culoarea drumurilor. Că nu mai sunt atât de portocalii înspre maronii, sunt un pic mai deschise la culoare. Bun, ce vreau să facem astăzi? Parcul ăsta, să știți că nu își face treaba absolut deloc. Bă, da, deloc. Adică scoatem 300 de bănuți de pe el și atât. Și dacă ne ducem, mă uitați-mi eu pe aici pe undeva. Nu. Păi și știu sigur că avem o unealtă pe undeva. Uite, traffic routes, da? Și dacă ne ținem doar cu pedestrians, da, și selectăm pe ăsta, vedem că nu prea e cine știe ce, din păcate, și am impresia că dacă selectăm pe ăsta, o să vedem dintr-o dată că e mult mai mult trafic pe acolo. Mă surprinzător și pe aici, e foarte mult trafic. Deci eu cred că dacă punem parculețul nostru aici, ne scoate mai mulți bani. Nu știu, zic și eu așa. Da, uite, doar un singur om se duce pe acolo. Da, deci nu prea avem rute. E dubios rău de tot pe aici cu parculețul ăsta al nostru. Doar 300 de bănuți mi se pare... Aha, 430. Hai că poate mai crește. Îl mai lăsăm să-și mai facă treaba un pic, poate mai crește. Dar oricum, ca idee generală, mi se pare ruta asta foarte, foarte circulată, deși aici clar nu intru în parc. Dar mai știi? Poate descoperim apa caldă, nu o să știe niciodată. Bun, ce vreau să facem astăzi, bineînțeles, să ne extindem. Poate reușim să ajungem și noi la 7000 de populație astăzi. Poate, zic și eu acum, nu dau cu parul. O să mai trebuia să mai trătim încă o treabă de curent electric pe aici, punem. Mă distrează foarte tare faptul că mai avem și alte soluții, mă? Nu. Deci tot asta o să fie cea mai bună soluție în momentul de față, deocamdată. Dudule, să știi că nu mai știu pe unde să te mai pun și pe tine. Uite, trântește de acolo. Trebuie să trântim un picuț de industrie pe aici, punem, fără să ne fie frică. Bă, ia, de curiozitate. A, ce bine că mi-am lăsat aminte. Mai e, mă, dubios aici? Nu, mă, s-a salvat. Ok, perfect. I like it. Bun, și ziceam că punem un picuț de industrie. Nu vreau foarte multă. Doar așa să fie un picuț acolo. Ca să scadă asta un picuț în jos. Nu cred că mai putem să punem un picuț de comercial pe aici pe undeva. Iarăși din nou, nu foarte, foarte mult. Cred că aș mai vrea să fac o chestie. Ia, stai două secunde. Hai să ne mai uităm încă o dată la traficul ăsta. Dezactivează la de acolo, te rog. Aici am impresia că trebuie să ne jucăm un picuț de tot cu din astea de pietoni, ca să putem să scăpăm de câteva din intersecțiile astea, de câteva, zi mă, nu intersecții, trecere de pietoni pe aici. Mie că făcând chestia asta o să le cam rup în două. O să strig multe chestii dacă mă pot să fac prostia asta. Hai că momentan nu e traficul atât de mare încât să existe o problemă, dar aș vrea foarte tare aici să facem. Și cred că ceva similar se întâmplă și aici.
Pe trecerea asta de pieton trece foarte multă lume și încetinește lumea, plus că asta e o intersecție. E o intersecție foarte dubioasă acolo. Bun, până una alta, hai să vedem aici ce se mai poate face. Bam, 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 mai dăm o rondă aici de băiețași dintre ăștia. E comercial, dacă zici mă, hai să dăm un pic pe fast forward, nu foarte mult, dar să fie. Facem niște aroganțe de genul ăsta? Ok, și îl mai lăsăm să mai meargă acolo între ei și să vedem ce se întâmplă. De ce mi-a scăzut? Cam trântit asta nouă, mă? Mă coștu, mă. 560 pe săptămână, vai de capul meu. Vai de mine, și de mine. Bă, voi aveți cum să ajungeți de acolo, acolo, nu? Da, corect. S-au trezit ăștia că au nevoie dintr-o dată de foarte mult comercial, mai ești nebun. Ok. Încă un pic de populațiune. Ăla cred că putem să lăsăm liber acolo, nu vreau să fie chiar în buza sensului giratoriu. Mai n-am și pe acolo. Hai că ușurele, ușurele le facem. Bun, hai să vedem. Deci, fără deci. Vreau să mergem în continuare. 6.000, vai cât mă costă. Hai să încercăm. Ba nu, că asta e mare, e foarte lată treaba. Mă doare sufletul că dau atâția bani pe un drum. Bun, hai să vedem. Deci, vreau să facem cu mătăluța așa. Astea câte erau, mă? Hai să ne aducem aminte un picuț. De aici până aici vin 1600. Hai să vedem dacă am în cap 1600 pe aici până, mă. 1480, 1200. Dacă... A, 1600, mamă, la fix. Pot să mă duc mai aproape? Fii atent, cred că pot să mă duc mai aproape dacă fac o aroganță de genul ăsta. Aș vrea foarte tare să las un mic spațiu. Ia, stai așa, hai să vedem. Deci dacă eu pun aici un mic spațiu din ăsta, se leagă, mă, de pod? Deci unde legi? Fiți atenți că nu se leagă pentru că de aici se începe să se ridice. Interesant. Ok. Bine de știut. Bun. Așa și acum cumva ăla nu mă lasă, mă șterge. O să mă duc până aici. Oh my god. Păi, ia, stai așa dacă mă duc. Stai, două secunde. Hai să facem una mai micuță. Da. Nu mi le pune pe toate patru, îmi pune doar trei. Bun, deci cu una mai hăt așa, a? Mi se leagă de la acolo și mă enervează. Nu. Come on, ăla e. Dar vreau mai aproape. Firar! Păi și cum fac? Ăsta e. 1520. Come on. Nu vreau, mă, trebuie să ridicăm aici un picuț drumul. Băgăm aici piciorul. Bun, hai că reușim. Sunt convins că o să putem face treaba asta. Level terrain. Click with secondary mouse button to choose target. Click and drag with primary mouse button to paint the area. Bun, deci vreau la nivelul mai mare în primul rând. La nivelul ăsta de aici. Opa. Deci lăsăm un picuț de tot să-și revină. Până unde să ceva apa asta aici de bun? Hai că se duce ceva, e ok, e regulă. Aoleu, și să... Băi! Stai așa. Dăm cu din asta mai micuță. Nu, du-te în jos. Nu vreau să mă trezesc că vin apele peste noi aici. Ar fi super nasol.
Ascultăm clasici, da, știu. Bun, ok. Revenit. Încercam să ascult ce zice de la de acolo, nu prea mi-a ieșit, dar e ok, este în regulă. Bun, 1600? Ăla-i tati. Bam! Și avem 4 alea. Perfect, perfection, my friend. Zi-mi, te rog frumos, că vrei. Mama ta de gușter! Dă-mi, Doamne, putere, dă-mi putere, iartă-mă, apără-mă, ține-mă. Ăla-i, mă, ăla-i, mă, freaking finally. Nici că mi-a luat 5 minute. Bun, și aici hai să vedem. Deci, aici pe undeva. Bun, 800. Perfect. 400. Perfect. Mătăluță ne ducem aici. Ăla-i tati. Păcat de zona asta e că e plină de copaci, dar asta e... A, nu! Nu, nu, scuze, n-am vrut, iartă-mă. Ăla-i, mă. Bun. Așa, domnule, bun. Și acum să venim cu o mică intersecție aici și am zis noi că intersecțiile astea noastre le avem la 32. Am și o întrebare, stai așa, asta e de 32 aici, corect? Îmi permite, mi le șterge? Nu, aia de 32 este chiar perfectă. Bun, perfect. Familia dumneavoastră, 32. Ce facem, mă? Nu eliptic, mă. Bun, și acum hai să ne uităm aici să vedem. S-a stricat ceva? Păi să strică, mă! Sunt mai mici astea, mă, nu-s de 32, mă, de 24, mă. De ce nu zice, mă, nimeni nimic? Bun. Minus 24. Ăla-i tati. Bun, perfection. Bun, ok. Și acum putem aici să, în continuare să mergem cu niște prostioare de genul ăsta micuțe. De ce nu mă lași, mă? Come on! Știu că poți! Nu pot, mă, să fac așa? Nu mă lasă, mă, fii atent. Trebuie să fac mai prostii din astea pe diagonală. Ce prostie! Zim că merge pe grid. Poftim, aici a mers pe grid. Și aici iar am făcut, mă, prea lungă. Da, aici iar am făcut. Să n-au comentarii. Ah, dude. 800, ar până aici trebuia să facem, da, corect. Ok, 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 nicio problemă. Numai grid. E, voilà. Mă, și toată lumea ar trebui să fie fericită în momentul de față pe aici pe undeva. Cum mai stăm? Trebuie să creștem industria. Cu gunoiul, zici, mă, trebuie să că am avea o foarte mare problemă cu gunoiul, ai? Oarecum și cât de cât. Bă, sincer, nu prea văd. Pe aici, ceea ce mod surprinzător e dubios, pentru că e super aproape de la dejun, înțeleg de ce. Dar putem să mai trătim încă din asta de gunoi. De reciclare, fără niciun fel de problemă. Cred că aș vrea să mă duc pe aici, poate. Asta e zona comercială. Perfect, îmi place. Da, bun, trântește aici că nu e panică absolut deloc. Ok, îmi place. Mai departe, ce probleme mai avem cu educația? Hai să vedem cu poliția ce se întâmplă. Nu, aia sunt pompieri și avem nevoie de pompieri. Oh my god! De ce nu zice, bă, nimeni? Care e mare? Asta e, mamă, asta e măricică. Asta e micuță. Îmi place. Putem să le trântim pe aici, fără niciun fel de problemă? Așa, adică, uite, până chiar ajunge până acolo, wow, e ceva. Bun,
Iar suntem pe minus cu banii, pentru că de ce nu? Așa, să revenim la industria noastră. Ia, Dudule, bagă-te acolo. Așa, comercialul... Mamă, aleu, comercial. Cred că o să trebuiască să facem și pe aici fix cum am făcut modelul ăsta. Cred că o să trebuiască să ne apucăm să facem așa. Nu cred că s-a pupat. Plus că vreau să mai cumpăr pe aici niște zone, dar ca idee generală, eu cred că se întâmplă ceva rău. De nu s-a pupat. Nici nu vreau să mă gândesc cum o să intre toate... Bun, deci am băgat un pic de industrie, hai să băgăm un pic de populațiune. Pe unde este mai bamă și pe tine, mă? Lăsăm chestia asta de comercial aici, gata, și lăsăm comercialul acolo. Uite că nici nu m-am uitat aici cum a venit ăsta. Păi ești cu capul la fix, vine, mă? Incredibil. 24. Păi și ai ideea de ce s-a chinuit, mă, halul ăsta? Nu știu, nu m-a întrebat de ce a fost chinurile astea. Dă creștere. Bun, îți ajunge mătăruța acolo pe partea respectivă. Și la tine aici. Trebuie să sunt locurile astea unde... Of, ce mă supără, mă supără, mă supărați rău de tot, să știți. Ok, și cred că mai băgăm un pic de industrie. Avem altă șansă? Mai n-am un pic de industrie. Hai că ușurel, ușurel facem. Bun. Făcurăm treaba asta. Hai să mai vedem că... Deci cu pompieri am zis că era o problemă foarte mare, dar am rezolvat-o. Am trântit acolo o de asta de pompieri. Hai să vedem cu... Oamenii ăștia. Nu am cum să mă duc altcumva, nu? Cu poliția. Cred că ar trebui să punem pe aici pe undeva o poliție. Era bun aici, un roundabout. Acum realizez. Fagi. Hai să o facem de acum, că după aia o să mă... O să-mi blestem zilele și chiar nu mă interesează să-mi blestem zilele. Dudele o lăsăm tot la... Nu știu dacă o să meargă, sincer. Oh my god. Deci s-au întâmplat atât de multe... Nu, ce-a făcut? Pauză. Dash. Primul rând, leagă-l pe ăla. Bun, așa. În al doilea rând. Au, de ce m-ai distrus în halul ăsta? Păi și eu cum vin, mă, de acolo? Nu te cred că pot să fac așa. Vai, deci uitați-vă și voi cât de strâmbie. Pardon. Du-te, mă, de aici, băi, dede, băi, ești cu capul. Bine, mai să zicem dacă de la noi. Bun. Bă, așa. Clic. Așa. Clic așa. Come on. Clic așa. Și ultima era cu prostiuța asta, nu? Dacă vii de acolo, fă-i așa. Ăla e. Vai, deci săracu' în ce hal i-am dat-o cu virgulă, dar rău de tot i-am dat-o cu virgulă. Aici am distruge asta. Mamă, dacă aș putea cumva să... Uite cu ce... Aici. Bun, Dudule. Grid. Nici nu realizez, se leagă, mă. Știe să se lege acolo? Nu. Scoatem gridul ăsta. Okay, cred că am făcut legătura cu ocazia asta. Cred că s-a făcut o legătură acolo. Sper din tot sufletul meu mic și negru. Bun. Și mai trebuie să facem o aroganță. la. Bun, am grijă să mă stai aici, te rog. Și să sperăm că nu ne-a stricat chestii. Da, trebuie să facem neapărat aici trecerea pentru pietoni.
neapărat trecerea pentru pietoni acolo. Bun, hai să vedem cum facem trecerea asta pentru pietoni aici. Deci în primul și în primul rând, my friend, presupun că pe toate, mai puțin poate road guidelines, nu le vreau chiar și pe alea. Ok. Așa, fac niște pași din ăștia mai micuți. Bineînțeles că nu mă las acolo, aici, aici, aici. Bun, deci disable tot. Și hai să vedem, bam, bam. Nu văd din just absolut nimic. Ăla-i tăti. E, voilà. Bun. Dubios că n-avem copaci, dar mă rog, e ok, în regulă. Îmi place foarte mult railing-ul ăsta. Mi se pare foarte fain. Bun, și acum ne ducem aici și zicem așa. La intersecția asta n-ai voie să treci. Ai voie numai pe deasupra să treci. Ăla-i tăti. Și ia uite cum folosește lumea pe aici. Fai, cât de fain, cât de fain. Și nu se mai opresc gușterii în partea asta aici. Uite, vezi mă ce fac, mă? Aș vrea foarte tare să-i fac cumva să vină pe aici. Ia, stai așa, hai să vedem dacă rezolvăm. Deci de aici. Page up. Nu, bineînțeles că nu vrea. Așa, și acum dacă îi dăm după grid. Bineînțeles că nu vrea. Du-te un page up un pic. Pe 1. Bun. Page down. Azi e deja ocupat. Banul nu este deja ocupat. Aș din gura. E prea... Ah, fii rar. Ok. Aici cred că putem să dăm un grid. E serios? Ești nebun? Bine, mă. Nu vrea, frate. Și nu văd nimic de copaci ăștia și mă enervez. Oh my god! Cum pot eu să fac prostia asta? Șterge tot. Deci vreau de aici, poate... Trebuie să facem un pic de teren. Ia, hai să vedem, hai să vedem. Deci, level. Letează asta. Du-te un picuț. Așa. Bun, ștergem teren frumos popăcii ăștia, că nu văd nimic de ei. Perfect, mulțumesc. Și dăm înapoi. Așa. Bun, grid. Tu, de ce îmi face chestia asta? Că nu înțeleg. Cât de aproape pot să-l fac, mă? Așa, bun. Și acum... Finally! Nici că mi-a luat o veșnicie în pana mea! Doamne Dumnezeule! Bun, și dăm aici... Mă rog, asta nu știu, e o trecere aici? Unde vreau să le spun să nu mai treacă? Nu mai treceți aici, măi. Și teoretic, dacă îi blochezi pe acolo, ar trebui să se ducă pe aici. Mai sunt... A mai rămas unul pe aici care o să se ducă random. Ia. Tu te duci, da, până la mama. Încă unul. Nu, dar nu mai veniți pe aici. Vine pe acolo, mă, gușterul. Nu mai treceți, mă, pe nicăieri. Pe aici. Potoliți-vă. Gata, i-am blocat. Nu o să mai vină pe aici, sper, din tot slețelul. Gata, mă.
Și aia 2-3 care au nevoie se duc pe aici pe sus. Vai cât de dubio. O, ai de mine, acum realizez că e. Nici că mă mai ating de ea. Bun, în sfârșit avem și noi nevoie de mai multă industrie. Freaking awesome. Știi ce vreau să fac? Pune-i, mă, du-te așa. Vreau să cumpăr asta. Cât ne costă, mă? 3300, atât de ieftin? Cumpăra. Gata, tati. Bun. Acum mă duc înapoi. Avem spațiu, băieți și fete. Avem awesome freaking spațiu. Însă și putem să ne băgăm pe mai multă industrie fără niciun fel de frică. Întrebarea mea este acum, acum pe unde o tăiem ca să ajungem la industria aia de acolo. Deci aici avem comercial. Sunt de acord. Ia, stai două secunde. Înainte de toate, hai să vedem cum stăm cu apa. Stăm oarecum ok cu apa, cu curentul stăm încă bine. Ceea ce mă bucură foarte tare să văd. O să-mi blestem zilele. Vreau să fac o aroganță și o să mă coste rău de tot. Dar cred că facem aroganța asta la episodul viitor. Dragilor, dacă ați rămas cu noi la Skype până acum, o mică abonare, like, comment, share. Unde e tăticule? Unde e la foc? Văd un foc aici. Unde e focul? Uite. Aoleu, cum zicea, poate o mică abonare dacă l-ați făcut-o deja. Bună seara București, bună seara România. Pe data viitoare.